Hej, prijatelji, ja sam Dana Jara Astos. No sé cómo vivir más chistes. Viste que el anterior, que me hice excusa que no me he firmado. No. Astos vreau să facem tipuri de copii, oameni, adolescenți, adulți, bine, oameni, care nu se poate trezi dimineața la muncă, la serviciu, la școală, înțelegeți? La facultate, la bla bla bla. Deci hai să-i dăm drumul. Primul, cel care nu se poate trezi pentru că se uită foarte târziu la televizor. De mi-e plușul. A doilea, cel care nu vrea să se trezească dimineața la 7 deoarece este școala. Beatrice, scoală-te la școală! Beatrice! Bine! După o oră. Beatrice, hai la școală! Ceasul este 8 dimineața, ai întârziat o oră! Bine, nu mai mergi! 3. Cel care se trezește numai că spune că este somn și mai dorme încă 5 minute. Da. Beatrice, trezește-te să mergi la școală. Bine. Mai stai 5 minute, ok? Copilul ăsta nu vrea să doarmă. Haide, Beatrice, te rog, ce s-a făcut 7:57? Nu mai merge, ok? Nu mai merge? Bine, stai acasă, ok? Bravo. 5. Cel care nu vrea să se ducă la servici. Beatrice, te duci la servici? Dar de ce nu vrei? Beatrice? Ok, nu mergi astăzi la servici. Dar mâine și pe mine mergi, ok? Ok? Da, Beatrice? Of, o să te dai afară! 6. Cel care se uită mereu la desene și a doua zi nu mai poate să se trezească. Beatrice, ceasul este 12 noaptea. Nu te mai pui să dormi? Bine, mai stai! Dar la 12 jumate, ești în pat și deja culcat, ok? Ok, stai până cât vrei. Oricum, nu o scoatem la capăt cu tine, ok? Ok, prieteni, acestea au fost tipurile de astăzi. Și sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, un share și subscribe. Da? Și, da. Ca să știți, puteți mă urmăriți pe contul meu de Musical.ly pe care mă cheamă Ana Maria, pe Instagram și pe Snapchat, și da, ne revedem altă dată și sper că v-a plăcut acest videoclip. Ne revedem data viitoare.